Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Are 5 copii, însă îi are alături doar pe 3 dintre ei. Este drama Arinei Vuivan, de 28 de ani, din satul Grozești, Nisporeni. Tu copiii n-ai zis ei niciodată. Și eu împins bani lui Aliona lui Marin. Și venit și au luat copiii frumușel și gata. Mai mult, în urmă cu o lună, femeia a mai primit o veste trăsnet și ceilalți 3 copii rămași îi pot fi luați. Primarul ăsta au zis că, adică, să vii să iei copiii, să ne ducă la stat, dar pe mine să mă duc la Ruscă. Tânăra mamă spune că toate necazurile au început după ce o rudă i-ar fi dat foc la casa. Și mamă s-a de multe ori trece pe aici pe drum. Am să fie în cața așa să-ți dau foc la casă. Pe cine se plânge Arina că i-ar fi incendiat casa? Din ce cauză ar putea fi lipsită de drepturile ei de părinte? Unde se află ceilalți 2 copii ai tinerei mame și de ce nu stau cu ea? Aflați în această ediție. Singurele ființe care o mai susțin pe Arina Vuivan sunt mama și verișoara ei. Femeile spun că Arina este o mamă bună și nu înțeleg de ce autoritățile vor să-i ia copiii. Ele au venit astăzi în platoul nostru. Haideți să le auzim. Știm că Arina își crește singură copiii. Vă rog să ne povestiți cum se descurcă. Se descurcă greu, că la noi jumătate de casă o are. Și e foarte greu. Și ea primește 640 de lei pe un copil. Dar noi pe iarnă stăm, noi suntem nevoite să ne ducem cu vacile. Ea nu lucrează. Nu lucrează, dar cum să lucrezi dacă are mic, copil mic? Și nu poate să astăna cu cine, e că azi l-a lăsat cu... cu o persoană acolo, ei trebuie să ducă să plătească. Și tot e greu și tot e scump. N-avem. Nu ne putem. Voi o ajutați, da? Nu, da. Doamna Nadejda, le-ați spus colegilor mei că cea mai mare frică a dumneavoastră este că autoritățile vor să ia copiii Arinei. Fiind covarsă, acolo și de tâtă. Ne faci probleme covarsă. Da. N-avem, tipa, că noi suntem 7 persoane în casă. Și că nu aveți condiții. Da, n-avem condiția așa, că acum și nu. Știu că stați împreună toți cu Arina și cu copii. Haideți să vedem cum trăiți. Atenție! Într-o casă bătrânească, Arina Vuivan se înghesuie împreună cu alți 6 membri de familie, 4 dintre care sunt minori. Aici unde dorm eu cu băieți și amic el. Și aici de-am dorm băieții și mari. Pe lângă cei mici, femeia împarte locuința cu mama și verișoara sa, pentru care nici măcar nu mai există paturi libere. Două ghealuri punem aici jos și dorm aici jos, amândouă. Din mobilier, tot ce puteți găsi este un pătuț mic, câteva scaune și un televizor. Singurul dulap încărcat cu hainele copiilor riscă să cadă în orice moment. Aș vrea o stincă, aș vrea un divan de mare care e pentru băieți, de-am fost mari. În pofida greutăților, femeia spune că mâncarea nu lipsește niciodată de pe masa copiilor. Cele 2 rude ale sale sunt văcari în sat. Venitul, deși foarte modest, le ajută să supraviețuiască cu toții. Cei mai mulți bani însă le fură facturile pentru lumină. Din 1280 de lei am plătit lumina luna asta, 926 de lei am plătit lumina, ne-am mai luat pâine, ne-am mai luat cartofi, macaroni de mâncare, am mai luat în casă și gata, banii s-au dus. Arina recunoaște că nu ar fi ajuns la capătul disperării dacă o parte din această locuință nu ar fi ars la sfârșitul anului trecut. Tot și ei și-au ars aici, tot, aici au fost patul pe sobă, aici au nipunem blidele, aici era tot pat și dormeam și era alt fel. Spuneți-mi, vă rog, dar autoritățile o ajută cumva? Nu ne ajută. Nu, nicăminet. Chiar nimic? Vine cineva să o viziteze, să o ajute, bani, ajutor. Ia că la noi, la astea, la asistentă socială, te duci, vorbești, îi spui, ajutați-mă, vă rog frumos, cu ceva. Nu, du-te la birjă la munci. Dar dacă nu, du-te și muncești. Și vrei, nu vrei, din chinuista m-am vrut cu vacile. Trebuie rechiziții cu copil, trebuie din calțat, trebuie ciorap, trebuie multe. E un pic șocant, să vezi casa în care trăiți și
locul în care trăiți cu toții și mai ales știind că în familie sunt copii atât de mici și ei nu au spațiu personal și nu au posibilitatea să beneficieze de condiții sănătoase. Deci să spunem, doamnă, dacă nu-i posibilitate. Ne ducem la primărie, înșerim de la asistența socială. O să că, zic, dați-mi vă rog frumos să mă duc cu băietul meu să trăiesc, nu trăiesc la mătușa mea, asta înainte de arde. Ca să-mi zic să mă duc într-o casă, în amală, dar și că sunt desenați pe marginea drumului. Este necesar să vă acorde un ajutor financiar și nimic, material nimic, și să vă ajute să faceți reparații în această casă ca să fie condiții decente. Domnul primar a fost la noi acolo și a văzut. Și ce v-a zis? N-am ce vă faci. Așa a zis domnul Nădejde? Și la muncă. Și m-am pus cu vașile, să lucrăm cu vașile. Domnul Nădejde, dumneavoastră tot lucrați cu vașile, da? Ce să pot să cumpăr? Cât câștigați? Material cu 1500. Da, puține, am 20. 20 și eu. 20 de vase. Cât câștigați? 1500 pe lună. Fiecare dintre da. Voi, da? Și din asta vă întrețineți. Da. Eu aș putea spune că mama este o femeie adecvată. Din punctul meu de vedere, ea vorbește coerent, deci ea nu ar prezenta anumite calități care ar putea să inducă faptul ca să fie luați copiii. Faptul că ea a stat un an întreg într-o casă arsă, un an întreg, asta este alarmant. Și mă bucur că astfel de emisiuni există și unde vă puteți spune oful și să găsim soluții împreună. Ce faci? Masar, greu, este greu. Într-adevăr, din ceea ce se vede, este șocant, dar, nu știu, așa mi se pare mie, fiind la țară, se găsește lut și paie ca să poți lipi ceea ce ai. Ați putut aduce o căldare pe zi, două căldări pe zi de paie și de lut ca să lipiți ceea ce este. Plus la toate, eu consider că dacă doamna primar poate să vă ajute, ar avea posibilitate cu ceva să vă ajute, văzând că voi nu bine. Ceva faceți. Nu bine, dar mașina a avut pe ce cumpăra nouă, dar pe ce condiții, pe ce schinarea copilului meu. Stați un moment, vreau să vă pun întrebarea. De ce cineva are, dar cineva nu are deloc? Pentru că trebuie depus mâna de lucrat. O leacă de lut și o leacă de pai, moldovenește de lipit, cât de am cât. Am ca să duci eu căruță de lut, să-ți plătești omul și ală. Se găsește. Păi bine, dar aduceți dumneavoastră da, căldărușa. Da, dacă te dă încă dacă ți-a dat voie să te duci sechi acolo. Se găsește. Cine vrea, ei tot ce are, dar am uiena nouă. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre Arina Vuivan din satul Grozești. Femeia este mama a 5 copii, însă doar 3 se află lângă ea. Dar acum Arina riscă să rămână și fără aceștia. Din ce cauză poate să-i piardă și pe cine acuză femeia de toate relele ce îi se întâmplă, aflăm imediat. Arina, te rog să intri în platou. Bună seara! Spune-mi, te rog, știm că ai 5 copii. Da. De ce ai rămas cu doar 3 dintre ei? Pentru că era doamna Leona Lua Mare, asistent social. Și fostul soț, o venit de psihotare, i-a dat bani, ea. Și eu venit când am condiții că să-i dau copilul tatuia. Și când să-mi fac condițiile, atunci eu ajutor social îl primesc, eu cât primesc pe copii 1280 lei. Și am plătit lunina, 600, asta 1926 lei, plus asta ne-am mai luat în casă de mâncare. Când a fost asta? Nu, ia luna asta. Nu, nu, când ți-au luat copii? În 2017. În 2017? Da, și am fost la dreșic să-i văd copii. Am o ieșit fost socru și a ieșit să uite așa la mine și zice și te-ai săturat de p***. Ce avea în vedere? Și el îmi spune nea, adică și, numai, da, fost socru îmi zice, da și, numai și în sudile le-ai adus. Măi, omule, fetița cea micuță, care eu am amul, doi anișori, îi zic, zic ea că care le-am prinit pe fetiță, banii ăștia. Și 100 lei ne-am lăsat-o în casă de pâine, dar 500 lei le-am dat lor. E dacă prea puțin, dacă e prea puțin, trăiești tu pe șortul. Dacă copchiei să-mi dai înapoi. El i-a dat bani lui Aliona lui Mare și i-a luat copchiei, că ies-o ținut de capul meu până și l-a mis ei copchiei. Tu crezi că a omituit-o pe da, asistenta socială? Da, i-a dat bani pe ei de fiecare dată. Și când eram
gravidă cu fetița asta de 2 anișori, vine de fiecare dată. Asta a fost în 2019. Vine de fiecare dată la poartă. Hai să faci avort! Îi spune și mama, spune-ți duc, spune-ți duc. Pentru ce să-mi fac avort? Doamna Nadejda, așa era? Da, așa. Pentru da, și. Vine de la asta, eu i-am spus, vine. Să te duci fa-n... Te rog frumos. Pe fișor, tu știi ce să facă acolo. Te rog frumos. În curând vei auzi cum își duc viața cei doi copii ai tăi pe care nu i-ai văzut de... Cât? Din 2019. Din 2019. Dar până atunci, hai să urmărim un subiect despre viața ta. Atenție la ecran. Pentru prima dată, Arina Vuivan a rămas însărcinată la 18 ani. Ea spune că atunci când i-a dat vestea iubitului ei, Ion, el a avut mari dubii. Inițial, bărbatul nu a recunoscut copilul. Eu când i-am spus lui ea, lui Vania, zic, oi, Vania, îți însărcinat, zic, grabie, dar ce să fac? Dar el zice, te duci să faci, zic, dă-mi bani, mă duc să avortez. Dar el zice, nu, o zic că dacă te duci, eu zic, tu îmi plac cu alții, nu-i copilul meu. Arina povestește că fericirea ei cu Ion nu a durat mult. Vinovată de acest lucru s-ar face soacra ei. 2 ani am stat cu dâns, cu Vania ăsta, cu... Mam, să nu mă voiești în familia lor, că ia-s de oameni gospodari, dar eu-s de râsuri. Și eu i-am zis, nu mai vreau, pentru că mine nu mă acceaptă nici surorile tale, nimeni nu mă acceaptă în familia ta și nu vreau. La scurt timp după despărțire, femeia l-a întâlnit pe Mihai, cu care s-a căsătorit oficial. Soții au dat viață la 2 copii pe care i-au crescut împreună timp de 6 ani. Nici de această dată, Arina nu a reușit să-și găsească liniște alături de soț. Ea spune că părinții bărbatului nu le acceptau căsnicia. Așa pătați-o. Și-ți trebuie că eu răpănoasă, și-ți trebuie că eu curvă. Și în ultimul timp, tatăl tot așa îmi face probleme. Și am văzut cum faci probleme, mi-a luat... copchii, ne-am încărcat catrafuțele și a venit o persoană cu mașina și a venit aici în sat. Acum 3 ani, femeia a revenit în sat cu cei 3 copii ai ei, însă nu a reușit să-i țină alături. Fostul soț i-a luat. De la primărie ne-a spus doamna Leonoț că când o să-mi fac și așa am condiții, atunci sunt ei copchii înapoi. Îngrozește, Arina l-a reîntâlnit pe Ion, fostul ei concubin, și într-o zi a decis să mai dea o șansă relațiilor. A venit și el îmi zice, eu zic că eu am fost însurat și eu am fost mărtat și am copii și care e problema? Dar el zice, știi, vreau să-mi fac așa o familie, dar zic că suntem aici aproape și adică să fim împreună. Cuplul a dat naștere la încă 2 copii. Arina zice însă că și de această dată mama lui Ion le-ar fi distrus fericirea. Arina, spune-mi, te rog, din ce Ion nu contribuie la creșterea copiilor? Pentru că părinții lui nu mă acceaptă. Și mama zice, de câte ori trece pe drum, îmi spune prostii, diferite. Dar Ion și... este un băiat mare, nu? Câți ani are el? E cu 3 ani mai mare ca mine, 32-33. Băiat mare? Da. Chiar nu iese din vorba mamei? Nu, niciodată. Chiar nu are propriile decizii? Nu, niciodată. El chiar de câte ori vine, ea, ca și până în ultimul timp de față, când vine, îi spun... Da, trebuie niște bomboane, niște piceni la copii, la și vii tu. Tu ce fel de tată ești tu? Că dacă nu ții de mine și nu asta, Iana, nu mă acceaptă atât, tu nici atâta. Dă-mi pas să-mi cresc copii așa cum ați pot, oricât de greu n-a să-mi șie. A să bat la alte uși. Da, el vine, vă vizitează? Într-adevăr, da, a fost. Și la ce a venit? I-am zis, la ce vine, dacă a venit cu palma în fund, vă spun drept. A intrat pe poartă, o feri pierdica de la ușă. Eu am venit să văd copchii. Dacă spui că nu s-a tăi, lași-i vii. Lași-i vii. Dar el spune că nu s-a lui? Așa spune și măsa tot așa zice. Deci el nu recunoaște pe niciunul dintre cei 3 copii? Nici măsa, aici tot măsa. Dar toți 3 sunt de la el? Da. Dar el din start nu recunoștea copiii? Nici primul, nici al doilea? Nu, și mă trimite să-mi fac avort. Duși-te să avort. Și i-am spus, să te duci, să trăiești cu Aliona lui Marin, cu asistent social, cu a fost acolo îngrozești. Cu dânsa străiești, nu mai e mă trimite să-mi fac avort. Dar zi-mi, te rog, atâta timp cât un bărbat, tu naști un copil de la el, el nu-l recunoaște. Eu, dacă început, și de ce ai mai născut copii de la el? Eu ne-am făcut pentru mine, nu i-am făcut pentru sat și nu m-am dus să-i avortez. Cât de greu n-a să-mi șibă, bucățica de pâine, nu am mănânc eu dacă copiii să-mi șibă să pui. Asta vreau. Le-ai spus colegilor mei că vinovată de toate necazurile tale ar fi chiar fost ta soacră. Da, de ce? Măsa, treci pe drum pe la noi pe acolo, ea nu știu ce și mă faci cățaua. Și ea ca, cățaua asta iară, cu dracu ăsta o dormit asar la adresa. Bine, în afară de vorbe. Asta dau foc la casă, ați venit și ați dau un cu benzin și ați dau foc la casă.
zic, știi, și eu nu ți-l trag fior tot de cioari, nu ți-l trag de mâini și nu ți-l trag de altceva. Și poți să-l trăie acasă, poți să-l zici halat la tine. Eu nu vin să-l trag. Și nu vin copiii mei, nu s-au dus la nimeni să iei și unul de pe plită. Așa, dar de ce tu zici că ea chiar este vinovată de toate relele? E vinovată, numai e ochicat și gata. Că e de fiecare dată îmi spune, coț, că ați dat foc la casă, ați dat foc la casă. Chiar și până chiar ultimul timp de față. Da, eu a făcut lucrul ăsta, altcineva nu a avut și nimeni. Că ea îmi spune de multe ori și mă înjura. Ați dat foc la casă. Dar pompierii care au venit să stingă focul, da? Sau este o expertiză de la ce? Da, am chemat pompierii. Așa, și de la ce? Și adică mi-a spus că de la sobă. O avut sobă un defect și adică de la sobă. Dar n-ar de cum, pentru că e de cum, până amuia în timpul de față nouă azi. Spune. Și e de când a început, că ați dat foc la casă, ați dat foc la casă, gata s-o aprins. Cum așa poți și e? Dar pompierii ți-au spus că de la sobă defect. Da. Păi și tu ce motivai să nu crezi pompierii? Ei sunt niște specialiști. Eu nu cred pe nimeni, eu îl cred pe Dumnezeu, pentru că e de câte ori trece pe drum, chiar și amuia când treci, ați dat foc la casă, ați dat foc la casă. Asta dacă n-am bărbat, eu mă descurc cum pot. Și nu mănânc eu bucăți ca și de pâine, dacă obchiei sunt și bisătui. Hai să auzim cum răspunde fosta ta soacră acuzațiilor care îi le aduce. Atenție la ecran. Zinaida Dobrovolski susține că feciorul ei, Ion, niciodată nu a format un cuplu cu Arina Vuivan. Iar copchile pe data în spărâne, are doi copchii. De ce și copchii are? Cum am băgat? Dar și-o trăit băietul de la adresa, s-o trăit? Doamne, uite, îmi fac cruce, la Sfânta Cruce îmi fac dacă e. Zinaida recunoaște că Ion a avut o relație amoroasă cu eroina noastră, însă este convinsă că nu el este tatăl copiilor ei. Și copchii are. Și ei cu cine vrea să iei. Fiorul meu are femeie și copchii el are. Și el, da, sunt ei. Da. Eu nu zic că nu a fost. Aș fost. Eu n-am fost la... Să mă ierzi cuvânt că ești un copchii. Femeia spune că de nenumărate ori a avut conflicte cu Arina, însă niciodată nu a amenințat-o că îi va incendia locuința. Ii, Doamne, ferici! Nici nu era mea acasă când eu arzi casa. Nu, eu zic de multe ori, să vin, furt acei de șef, să-ți bar dacă să-l prinești la tine, eu îi zic. Dar ei îți și bărbatul meu, îți și bărbatul ăsta mă trupăți. Mă faci în tot felul și eu zic și că ți-au ai copii și fior mi-a strângă de pe drum. Dar iată, ea spune cumva că niciunul din cei trei copii ai tăi nu sunt nepoții ei, că nu ar fi de la Ion. Nu. Cu de ești tu i-am făcut? Dar s-a mie și eu nu m-am dus ca și să-mi fac avort? Să izvârte marginea drumului. Ori să-i nasc, să-i pun într-un pachet cum fac altele și să-i izvârlă. Eu i-am făcut pentru mine. Din mine a ieșit, din sufletul meu a ieșit. Eu m-am chinuit, eu am tras dureri. Numai eu știu, o bucățică de pâine. Pentru copiii mei, eu sunt stare să fac o și. Da, înțelegem că soacra ta nu participă la educația copiilor. Nu, și nici nu trebuie. Dar Ion, cumva... El numai vine cu palma în fund și vine că îmi ies văd copii. Și fel de tată ești tu. Fără obțean, fără un ban, să vezi copii. Ui, spurcă și unul. Eu mă duc și cumpăr pe datoreca de la magazin, de la Tani Virginica. Le-am luat deci cum, el vine... le-am luat tocuri, le-am luat creioane, tot eu mă stăr, dar bombana și piciana, întotdeauna mă stărui să am în casă la copil. Fetița asta de 2 ani și la școală, mama de papă, hai să-mi teluța are 7 luni, când are 7 luni, pe 15 ani, 7 luni, îi dau, trebuie să-i hrănesc. Eu mă duc și mă încurc pe datorie, primesc 1200 și ceva de lei, tot la magazin. Sodă, săpun, belezna, ulenori, aici trebuie să le am în casă. Știu, zi, eu trebuie să spăl de pe dânșa, am ei schimb, am ei smurdari. Dar zi-mi, te rog, iată, mai vine odată Ion la tine cu intenția amoroasă, mai faci un copil? Nu. Deci la trei te-ai oprit? Da. Dar ce te-a făcut să-l crezi până acum? Chiar de-a să-i fac și chiar de-a să-i nasc. Nu, dar ce te-a făcut să-i crezi până acum să-l crezi și să faci copii cu el? Eu îi zicem, Vania, în familia ta nu mă acceptă nici soarta, nici măta, nici tatăl nimic. Măta împotrivă, măta Iuda. Pe frate, tu de ce l-ai despărțit? Tot nu-s copiii lui? Pe cum mătra Lilea, de ce l-ai despărțit-o? E da, treaba lor, că... Nu mai vine! Și el zic, bătâni mă acceptă, el zice... Dar el cumva nu recunoaște copiii, dar pe de altă parte vine și îi vizitează și vreau să văd copiii ăștia. Și eu i-am zis, dar de ce vii? De ce vii dacă nu-s copiii tăi? Asta și-i întrebarea. Noi am discutat cu Ion Dobrovolski, așa îl cheamă, presupusul tatăl copiilor tăi. Hai să-l ascultăm. Păi uitați-vă, dumneavoastră, ei spune că aveți trei copii împreună. N-ați Păi nu ați avut o relație, ați avut o familie cu ea, din câte eu știu. N-am eu nimic cu ea, stați în pași. Mai mult număr să nu mai sunați. El nu vrea să recunoască. El nu vrea, dar deși eu când i-am zis, zic, dacă tu nu vrei să recunoști, că-s copiii tăi. Hadim, cu mine, eu cât aș și eu și mă pun până într-atâta timp, că să dau la ADN.
Da, mai fă-o și pe asta. Bun, vedem că Ion neagă orice relație cu tine, mai vorbind de paternitatea copiilor. Dar cum el om? Dar zi-mi, te rog, așa-i și măsa. El are o motivație, de ce el spune că nu sunt copiii lui? Că măsa-l conduce aici, tot măsa l-a lăsat. Dar de ce mama, de ce cum crezi, de ce mama lui este atât de... Vezi cum măsa aici faci tot. Sumată, doamna dumneavoastră, ați oficializat vreo relație de-a dumneavoastră sau ați avut căsătorie cu vreunul dintre ați? Eu am fost căsătorită numai cu Mișa, de la Nisperin, cu voi, da. Dar primii doi copii, care de la Mihail, da? Da. Oficial căsătoriți, cum vă i-au luat? N-am condiții. Este foarte strană poziția autorităților care au decis că pentru ceilalți trei copii sunt condiții, pentru primii doi nu sunt condiții. Dar de ce doamna Aliona lui Marin mă trimite că să-mi fac avort cu copiii? N-ai condiții? Du-și-ți favor, du-și-ți favor. Și eu i-am zis, să trimiți copiii tăi să fac avort, nu pe mine. Trimiteți copiii tăi. Dumneavoastră ați desfăcut căsătoria prima... Ați desfăcut, da, căsătoria? Da. Și când s-a desfăcut căsătoria, locul de traie copiilor, unde s-a stabilit? Cu mama sau cu tata? El înainte de divorț nici nu a luat copiii. Și doamna Aliona mi-a spus că e când o să vin să faci condiții, atunci să-ți aduc înapoi. Zic că eu n-am putere, eu ajutor social nu prindem. De lucrat la Bihori nu putem lucra că n-avem cine să las copiii acasă. Mama e cu vașile, țaca e cu vașile, lucrează, că trebuie bani în casă. Deci, înainte de divorț, ca să înțeleg, locul de trai al copiilor s-a stabilit cu tata. Da. Adică erau la binevol? Vini și adică el a zis că las că în vacanța să vin și să-ți aduc, ca să... Deci tu ai dat binevol? Că ține de mine Aliona, de atât mine și hai, dă-i, că n-ai condiții, că n-ai așa, ca să facem și așa și pe tine. Arina, deci, dar am aflat că tu și copiii tăi, voi vă întrețineți doar din puținii bani pe care îi câștigă verișoara, da, ta și mămica ta. Da. Dar autoritățile, ele cum te susțin? Nic, absolut un bănuț. Ea pune ea la gușă, pune ea în buzunar. I-a spus, pentru că mi-au luat jumătate de casă. Unde? Că așa mi-a spus doamna Aliona. Asta fie o sumă de bani. Unde e suma de bani? N-am văzut câte negru stunghi n-am văzut la dânsa. De când e arsă casă? Din 2019. În noiembrie 2019. Așa, și asistenta socială ți-a spus că o să-ți dea ceva, da, că o să vină bani? Da, a venit și o zic că ia că până în primăvară și în primăvară eu o să mă stâr și nu ne-a mai dat nici până în ziua de azi. Nică, nici răspunsul că da, nici răspunsul că nu. Dar primarul? Primarul ăsta a venit aici, că atunci era o primăriță, doamna Silvia Cășmaru. Și îi spun, zic, ia că ne-o ars, da, e timp de iarnă și tine să te ducem la un centru de plasament, la Chișinău și băietul să-l ducem la Cornești, la... Eu i-am spus, îți copchii mei, îți frați și nu ne-i dispart. Și? Te-au lăsat acasă? Și m-am mutat la o gazdă, acolo în sat, adică la o casă. Și am stat iarna și ea până în primăvară. Și ți-au plătit gazda? Nu. Deci nu te-a ajutat în niciun fel autoritate. Eu de-am ajuns culmea, nu condiții mai ajuns, bune ai putea să le... Să le, să le fac, dar ce să le fac? Copiii tăi crezi că sunt fericiți lângă tatăl lor? Nu. De ce? Ceea ce vedem aici este, pentru noi, este groaznic. Eu acum înțeleg de ce a zis domnul că veți nimeri la Rusca. Asta e foarte grav. Cea mai vastă selecție de haine stilate pentru întreaga familie. Tagayer Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lenjerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, genți, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. Tagayer Family, universul stilului pentru întreaga familie. Știm că Arina își crește singură copiii. Vă rog să ne povestiți cum se descurcă. Se descurcă greu, că la noi jumătate casă o are. Ai 5 copii? Da. De ce ai rămas cu doar 3 dintre ei? Pentru că era asistent social. Și fostul soț a venit de psihotar, i-a dat bani, ia. Și eu venit când am condiții că să-i dau copiii lui tatu. Și când să-mi fac condițiile atunci. Când ți-au luat copiii? În 2017. Din ce Ion nu contribuie la creșterea copiilor? Pentru că părinții lui nu mă acceptă. Dar el spune că nu se-a lui? Așa spune și măsa tot așa zice. Dar el din start nu recunoștea copiii. Nici primul, vrut, nici al doilea. Nu, și mă trimite să-mi fac avort. Duși-te favor, duși-te favor. Eu nu i-am făcut pentru mine. Nu i-am făcut pentru sat.
și nu m-am dus să-i avortez. Măsa, treci pe drum pe la noi, pe acolo, ea nu știu și... Ați dat foc la casă, ați venit și ați dat un cubenzi și ați dat foc la casă. Eu nu ultimul timp de față. Da, eu făcut lucrul ăsta, altcineva nu a avut și nimic. În această seară vorbim despre Arina Vuivan, de 28 de ani, din satul Grozești. Ea este mama a 5 copii, însă despre 2 dintre ei nu mai știe nimic de câțiva ani. Femeia se plânge că i-au fost luați de fostul concubin, care nu-i permite să se vadă cu ei. Acum tânăra mamă riscă să rămână și fără ceilalți 3 copii. De această dată o amenință autoritățile din cauza că nu le-ar asigura condiții decente de trai. Arina își învinuiește fosta soacră că i-ar fi incendiat casa și spune că anume din această cauză riscă să-și pierdă copiii. În același timp, femeia susține că nu beneficiază de nicio susținere din partea autorităților locale, deși ar trebui. Noi am solicitat un comentariu din partea asistentului social din Grozești. Totodată am mers și la șefa direcției asistență socială și protecție a familiei din raionul Nisporeni. După mai multe ezitări, am obținut un răspuns. Iată acesta. Este o familie social vulnerabilă, are multe greutăți, nu le poate depăși. Îi dăm la dispoziție o săptămână și următoarea dată când ne prezentăm la dânsa, e același lucru. Nu prea ascultă. Parcă îți pare că se facă, promite că tata să fie bine, dar totuși nu. Am tras atenția că dacă tu n-ai să faci condiții copiilor, a să ajungem și la momentul ăsta. Dar, așa, numai ca să urnim o leacă să facă ceva pentru copii. Primul rând a fost când era pandemia, mai în, ca să nu primească oameni străini, că să auză că vin oameni străini, că sunt copii mici și n-ar trebui să viziteze și să fie atenți cu... să mă lipsească. A fost construită o sobă, amenajat reparații în casă, cu susținerea cât și a unor locuitori, cât și din prestația socială, ajutorul social. Dacă acum o perioadă a fost stopată prestația socială, ajutorul social, din motiv din căci mama nu a întocmit adeverința de naștere la copilul mic nou născut. Acum întrebarea deja s-a rezolvat. Copilul este documentat și va beneficia luna aceasta și de prestația socială, ajutorul social. Noi ne-am documentat cazul dat, o vom monitoriza în continuare, vom vedea cum se va comporta mama după ce are acest suport. Eu copiii nu ni-i dau, eu sunt așa într-o stare, eu de-am ajuns culmea, nu mai ajuns, dar e ca și mă ajuns. Să le fac, dar ce să le fac? Cu 1.280 lei? Lunina plătește, cartofi trebuie, șapă trebuie, macaroană trebuie, tot trebuie în casă. Dar eu copiii și-a nu pot fi în macul. Da, Irina, te contrazici. Tu te singură, tine te contrazici. Eu copiii am făcut pentru mine și copiii mei și să fac tot pentru dânșii, da? Da. Dar este aici o chestie care se numește norme, da? Un fel de prag până mai jos de care nu poți să te duci în întreținerea copiilor, în îmbrăcarea copilului și în condițiile în care copilul trăiește. Pentru că fiecare copil în Republica Moldova și în alte state are anumite drepturi și este adevărat. Sunt copiii tăi, neavortați, născuți de tine, dar ei au dreptul la anumite condiții de viață și când pragul condițiilor de viață, tu, ca om matur, care ai împlinit de mult 18 ani, nu le poți asigura, indiferent te ajută, nu te ajută, a fost decizia ta să-i lași. Da? Și tu nu le poți acorda acest prag de existență. O să vină și o să-ți ia pentru copiii care trăiesc în condiții nefavorabile, care mănâncă doar cartofi, doar macaroane, cum tu spui, doar lucruri strict necesare, rămân în dezvoltarea lor, rămân în spatele copiilor care primesc pește, care consumă vitamine, care au un stil de viață primesc, sănătos. Dar știți cum? Ajutorul social unde duci? Duci la dușul în buzunar, ei își permit să mănânci tot ce. Asta e altă întrebare. Tu când ai decis să nu avortezi, tu spui, eu am decis să nu avortez, eu am decis să-mi fac copiii ăștia. Tu ți-ai pus responsabilitatea ta și eu nu spun că nu ești o mamă bună, pentru că te urmăream când îți arătau copiii la ecran, îți venea să plângi și se vedea pe fața ta că îi iubești și te sensibilizezi. Dacă eu nu ni dau la nimeni, nu ni dau. Cui trebuie copii, las duc și facă. Deja 2 ai dat. Dar pe ăștia 3 n-ar de cum să ne iei.
nici nu o să se gândească. O să vină și o să verifice condițiile copiilor și în cazul că copiii au probleme de sănătate sau au malnutriție, da, nu sunt suficient de alimentați corect, corespunzător vârstei lor, o să-ți ia și nu este decizia ta. Statul este responsabil pentru copiii tăi, că ei să nu suferi. Noastră, nu veniți doar cu vorbe spre autorități, spre primar. Dați-mi ajutor. Dacă vedeți că ei nu reacționează pozitiv, eu am fost... mergeți cu cerere, înscris, uite, am situația asta, solicit ajutorul material pentru că, solicit ajutorul financiar pentru că. Și ei sunt obligați, când ați depus o cerere înscris, să vă răspundă argumentat la această cerere. Dacă vedeți că ei cumva vă neglijează sau cumva fac niște nedreptăți. Dar știți ce nu spus ea? Eu o să fac ajutorul social când o să vin și o să văd că gardurile sunt făcute și o gradă ți-e curat. Acum, tu știi cum trăiesc copiii tăi? Ceilalți doi? Cu bunica și cu tatăl. Și? Ești bine mersi? Te culci în fiecare zi? Te gândești la ei? Ce mănâncă ei? Dar pe că o să mă gândesc? Ca orice mamă. Probabil sunt mai bine decât ăștia la alți trei. A pe el au fost psihotari, sorsa au fost pe la Italia și ei și-au făcut condiții. Dar eu cu ce să fac? Copiii tăi crezi că sunt fericiți lângă tatăl lor? Nu. De ce? Am sunat odată și el mi-a spus așa, că nu mai ai și sunat copiii, că eu asta am grijă de dânsii. Și de atunci n-ai mai sunat sau cumva te oprește? Adică te filtrează? De când ne-a spus tata lui ea vorbile și ele, adică te se trade astea, de atunci nu m-am mai dus la dânsii. Dar copiii tăi de ce trebuie să sufere din cauza asta? Că a spus socrul tău o prostie? Și tu, da, te-ai supărat și nu te duci la copii? Am sunat odată și am vrut să mă duc la dânsii să le dau 1000 de lei. Că am prânit de la Bihor. Așa. Și tatăl ne spune, a zis că n-aș mai suna că copiii n-ai nevoie de dânsii. Și atunci nu m-am mai dus. Și nu o să te mai duci? Eu o să mă duc, da, să mă duc și o să ne iau o casă cu tătul. Cum? O să-mi fac condițiile, o să mă stărui. Și cu asta. Doi dintre copiii eroinei noastre se află acum în grija bunicilor. Echipa noastră a fost acasă la Zinaida Vuivan. Despre cum se simt copiii acolo și ce-și mai aduc aminte despre mama lor, vedeți chiar acum. Zinaida Vuivan de una singură are grijă de cei doi nepoți. Tatăl copiilor este plecat la muncă peste hotare. Femeia ne-a povestit că despre viața alături de mama lor, micuții nu-și amintesc. Nici nu o să audă dânsa. Îi chinuie acolo, îmblau noapte pe drumuri, murdari. Fata asta era micuță și zic că erau, tocmai pe șoseau pe acolo era. În acest an, fetița cea mai mică a mers în clasa 1 la școală, băiatul fiind deja în clasa 3-a. Bunica lor spune că este mândră de ambii săi nepoți. Duce la centru acolo și face lecții. În toți acești 3 ani de când copiii sunt în grija ei, Zinaida spune că a văzut-o pe Arina o singură dată. După acea vizită, copiii parcă s-au închis, spune bunica lor. Era cu copilul în brață și bătut. Eu am intrat aici, copiii au văzut-o și pugeau în casă. Nu vreau să o vadă. Bătrâna își amintește și astăzi ziua în care și-a luat nepoții acasă. Ea spune că a rămas șocată de starea în care se aflau copiii. Când l-am adus de acolo, era plin coșcov de căduți, era. Era cu părul, avea 4 ani și era cu părul boit, răficat. Păduchii avea în cap și cred că i-o boit că să moară păduchii. Dar pe urmă mai avea și niște bubi în cap. Am stat cu dânsul la Chișinău în spital. Femeia povestește că auzea des de la vecini despre modul de viață desfrânat al nurorii sale. În timp ce feciorul său era plecat peste hotare, ea era văzută des în compania unor bărbați străini, spunea bătrâna. Nu mai cu bărbați, chiar. Este vreun neadevăr pe care l-a spus fostă da. Ta soacră? Spune minciuni, pentru că eu lucram la încălțămintea asta, la fabrică. Veneam seara, fior să mă bătie, mă făcea tot fierul. Că el îl duce la mâncă, să mânca, beie, dormie la dânsa. Și spune, vine acasă, măcar tai niște lemne. Da, da, da. Vine și măcar este. Dă-mi să mănânc. După ce s-a dus psihotar el, Mișa, fostul soț. S-a dus psihotar, tatăl vine noaptea, când ne-am mutat deoparte, adică la gazdă. Vine tatăl la ora 12 și tatăl noaptea mai vine și mă controla cu cine dorm, cu cine mă scol. Iată ce detalii ne-a împărtășit asistenta medicală din sat, care vizitează această familie. În primul rând, face parte din categoria mamă care folosește alcool zilnic.
nu are grijă de copilaj, de câte ori mă duceam în familie, de atâtea ori fel de fel de bărbați găsăm acolo, când îi întrebam cine se ia, era în stare de pretate, cu cuvinte urite la mine, chiar o îndrăznit și mai să mă izghească pe ușa afară. Duc lipsă de mâncare, când mă ducem și cât am, că am tot drept să o întreb și scaun, să o controlesc și hrănește copiii. Trăiesc 7 persoane pe pensia care o primește pe copil. Dar s-a pus în discuție luare prin familie acestor cuvinte? Da, da. Nu numai odată și fetița care mai mărișoară și și cu băiețelul, chiar cu fetița, atunci am vrut să o ducem la o casă de plasament la Chișinău pe 6 luni de zile ca să o scoatem din iarbă, că era n-avea de foc, n-avea foarte rele condiții. Îi bate, pe băieța îl bate, chiar și cu lanțul rupt totodată. Ce spune misiuni că este asta de misiuni? Eu ca mamă a 7 copii, aș vrea să-mi spun părerea și eu, ascultând toată istoria. Uneori mi se ridică părul de pe mâini. Este asta tip o vești de-a lor. Pentru că ei așa de tare anume, se zbat. Anume, la fel, dumneavoastră, ce aveți, ce revolta asta pe care o aveți voi. Și eu înțeleg, pentru că sunteți respinsă de toți, deci nimeni nu vă acceptă. Eu asta o înțeleg. Și anume, neacceptarea asta duce la degradarea omului. Nimeni nu înțelege de ce... Lor le șiud, în primul rând, că mă trimite să-mi fac avort. Și eu nu m-am dus să-mi fac avort. Tu chiar și crezi asta, Arina? Da, pentru asta, Iana. Că eu are o ciudă că n-ai făcut avort? N-ai anunțat, ai avortat copilul? Ieri vine o gradă, vine la poartă. Du-te să-ți fac avort, du-te să-ți fac avort. Zi-de-ză vine. În loc să vii să zic, dă să te ajut cu asta, Iana, dă să te ajut așa, dă să te ajut așa. Ei mă sapă că vor să-mi iei copiii. Și eu le-am spus să-mi faci. De ce nu-ți trimit copiii, trebuie să fac avort sau să asta, Iana? Da, eu văd că ați născut și asta și eu știu ce înseamnă asta. Și chiar m-a durut când am văzut acei 2 copii mai mari, m-a durut fosta soacră, cum vorbea de dumneavoastră, gen, dar este mama, nu contează, a venit mama, pe normal, așa cum ai educat tu ca mamă soacră, ca bunică, cum i-ai spus tu, uite cine e mama, exact așa copiii vor primi, dar eu cred că trebuie să accepte ea, să zică, uite, asta e mama, petreceți timp împreună, nu contează, uite, asta e mama. Lasă-i să te descopere. Nu trebuie să spună că ea îmblă sau nu știu ce. Unde sunt specialiștii cei să stea să vorbească cu dumneavoastră și să spune, uite, ce înseamnă, noi credem, noi urmărim, noi vedem că, uite, anume, starea dumneavoastră foarte des de ebrietate, uite, duce la detrimentul copiilor și la sănătatea lor fizică și mentală. Colegii mei au fost de 2 ori în vizită acasă la Arina Voivan. Dacă pentru prima oară am găsit-o pe femeie acasă, alături de copii, a doua oară lucrurile au stat altfel. Să vedeți ce au filmat colegii mei. Atenție la ecran. Am stabilit o întâlnire cu Arina Voivan, femeia a spus că ne va aștepta acasă, însă i-am găsit doar pe copiii ei care plângeau. Fiica Arinei, de doar 2 ani, hoinărea pe drumuri. Sugarul, de doar 7 luni, era și el fără supraveghere. Unde e mama? Xandu a venit acasă, acolo după Astian și a zis, hai repede, a venit la Chișinău. Și a venit acasă. Dar dacă nu vineau de la Chișinău, veneați repede acasă? Da. Că eu 2 minute, numai cât m-am dus după niște brine, după niște leuștea la o femeie și repede. Eu acum înțeleg de ce a zis domnul că veți nimeri la Rusca. Asta e foarte grav. Nici pe un minut nu trebuie lăsați, ne supravegheați. Eu i-am lăsat cu băietul mai mare, i-am lăsat. Și i-am spus că 2 minute și eu repede. Băiatul mai mare ce vârstă ai? Clasa 6-a. Dar 12. Nu era, Arina, nu era. Noi nu mințim. Cei 2 copii mici erau singuri acasă. El nu era băiatul mai mare. Nu spune el că... El a venit după mine. Ai văzut imaginele? Fetița aceea de 2 anișori, așa, eu nu mai vorbesc de starea în care era. Sincer. Ea a ieșit afară. Ea nu era în curte.
ea te-a dus să te caute pe drum. Desculță, dezbrăcată. Și erau, dacă ai observat, erau așa, o grămadă de gunoi acolo. Nu știu ce era. Și erau cioburi de sticlă. Uite, acum vreau să știu, unde erai în acel moment? M-am dus pe la o femeie după niște burieni și am venit repede. În cât timp ai venit? Numai cât m-am dus și mi-l-o dat și am venit repede acasă. Dar copiii se pot lua, adică, iată, eu cu 7, eu mă duc, iau, îi pun, merg pe jos, dacă am de făcut ceva, eu nu-i las singur. Dar cât de des obișnuiești să-ți lași copiii? Da, eu nu-i las așa, să mă duc, să nu vin. Eu întotdeauna acasă. M-am dus 2 minute și repede înapoi. Nu erau 2 minute, copilul ăsta mic te-a căutat în curte, uite cât a plâns în gura mare și a ieșit din curte să te caute. Ceea ce vedem aici este, pentru noi, este groaznic, așa vă spun sincer. Și o să mai deschid o paranteză. Pentru ei nu e groaznic, Natalia, este o normalitate, o situație obișnuită a vieții lor și fețele noastre mirate și emoțiile noastre de revoltă pe care le avem, ei nu le înțeleg. La fel nici noi nu înțelegem cum este posibil de lăsat în așa hal copii și de avut o așa atitudine față de copii. Probabil, uite, acum ai ocazia să te vezi dintr-o parte, da? Să privești lucrurile dintr-o parte, copiii tăi dintr-o parte. Tu crezi că dacă asistenta socială sau, în general, autoritățile locale, da, te-ar ajuta să faci reparații în casă, da, lucrurile s-ar schimba? Da. Foarte ce mult. De ce ajutor ai avea nevoie? Vreau să fac reparații la casă. Și acolo unde o ars, adică parte și tot vreau să fac reparații. Și adică dacă, cum spun, nu și adică aparte, cum adică, tot într-o grad, tot într-o astea, adică n-ar și așa. Reparația în casă ar asigura niște condiții acestor, da, copii. Și lui mama ori să idee de lucru și mai aproape, adică să mă ajute și pe mine, ori să... Să idee de lucru este deja dintr-o altă categorie. Noi înțelegem care este situația la sat. La sat este foarte multă lume care eu nu are... Chiar odată le-am zis la ăștia de la primărie, că faceți lui Sfieta, ori dați de lucru, ori să fac ceva, adică cu 1280 lei nu faci nică. Dar el zice, dar pe la sus duc la... Tu ai putea să te duci? Da. Trebuie să crească un pic copilașul, da, nu? Și dacă ai muncit tu și ai lăsat copilașii cu bunica să nu muncească ea. Da, dar eu nu mă pot duce, că ăsta e mititeluț, cum să mă duc. Eu mă duc și mâine, mă duc. Eu este încă mă duc și mâine, copil mă duc de sân, da? Da. Tu încă lăptezi. Da. Este strigător la ceea ce am văzut. Ar trebui să-mi pară rău și să te jălesc cumva, dar părerea mea, dintr-o parte, ești iresponsabilă de lucruri mărunte, dar atât de principale în viața de zi cu zi. Eu consider că ar fi mai ok să te apuci de copii și elementar să faci ok, curat, atât cât și în ograda ta unde trăiești și dacă sunt atâtea multe cioburi în drum, poți și pe alea să le strângi când știind când ieși din ogradă și pleci și mai lași copilul singur. Una. Doi. Dacă ți-au luat și ăștia doi copii, eu cred că foarte liber poți să ieși pe ăștia trei. Cu un copil în brață și cu mătru în mână și cu celălalt din urmă, reușești. Dacă vrei, reușești. În primul rând, copiii mici nu ei sunt pentru noi, ci noi suntem pentru ei. Asta dumneavoastră să înțelegeți clar. Că așa s-a creat impresia că par copii sunt pentru dumneavoastră și nu dumneavoastră pentru copii. Doi, dumneavoastră sunteți vinovată de despărțirea fraților. Doi copii stau într-o familie, trei copii cu dumneavoastră care stau încă. Și este o problemă care iarăși trebuie să mergeți, să contacteze și să vizitați copiii. Trei, dumneavoastră ați putea să demonstrați paternitatea acestui domn Ion. Dacă sunt, nu contează că vrea sau nu. Noastră puteți să depuneți acțiune în judecată și să fie demonstrată paternitatea domnului Ion, dacă sunteți sigură că el este tată copilul. Pentru că există și acest test care, dacă se demonstrează că el nu e tată, noastră veți fi obligată să achitați testul. Asta e important și testul nu e atât de ieftin. Dacă sunteți sigură și testul arată că el va fi o hotărâre judecătorească despre stabilirea paternității și Ion va fi obligat să achite pensia alimentară acestor trei copii și iarăși aici aveți soluții financiare mai bune pentru ca să creșteți copilașii. Ce vă rog eu pe dumneavoastră? Să încercați să găsiți
neajunsurile care le aveți la dumneavoastră. Nu toți sunt răi, nu toți vă vor răul, nu toți... Deci dumneavoastră încercați să găsiți cusurul acela la dumneavoastră și să-l corectați și cât mai multă grijă. Dorința de a crește copiii, dorința de a avea copii lângă dumneavoastră este foarte lăudabilă și eu susțin această dorință. Doar trebuie să depuneți acel efort ca copiii să crească bine și frumos. Dar eu cred că autoritățile trebuie să depună mai mult efort pentru a ajuta această familie. Pentru că tot ce am auzit până acum au fost cumva tot felul de învinovățiri, da? Și abifarea celor neajunsuri pe care le are această mamă și această familie... în general. Dar ce fac autoritățile pentru a o scoate pe Arina din această situație? Eu nu prea am văzut. La noi acolo când o ars în casă, mi-au spus că adică să-ți fie o sumă de bani în primăvară și asta mi-a să facem reparații. Exact. Și unii suma. Exact. Eu întreb, unde sunt autoritățile și care sunt obligațiile lor? Autoritățile sunt obligate, mai ales că vedem noi clar că sunt trei copii și un copil sugar. Mama nu are posibilitatea să meargă, sunt sigur că creșii nu au în satul respectiv și nu are posibilitatea să meargă să se muncească și sunt obligate. Doar că, așa cum am spus înainte, trebuie să știți cum să cereți. Nu verbal, dacă vedeți că verbal nu este soluție, mergeți să depuneți cereri în scris și cereți să fie răspunsul sau să vi se dai răspunsul la cerere care ați oferit-o și atunci... Având un răspuns, puteți ataca acel răspuns și mai sus sau în instanță sau la autoritățile ierarhice superioare care cumva să pună la punct autoritățile care vă neglijează sau intenționat nu vor să vă ajute. Am impresia că tu ai 29 de ani, dar tu ai obosit deja de viață. Ai văzut prea multe, ai tras foarte multe și ești în condiții foarte grele. Da, noi ne-am permis să vorbim despre situația ta și să judecăm anumite lucruri pentru că ele chiar nu sunt normale. Dacă ție îți pare normale, nu este o normalitate, modul de viață care tu îl trăiești. Încearcă să găsești oameni de un nivel emoțional mai sus decât tine și calmează-ți nervii, pentru că este foarte greu să te afli în compania unei persoane care mereu este nemulțumită. Și în momentul când te duci la sora medicală, la asistență socială, la primar sau oriunde altundeva, te duci cu rugăminte, nu cu protest, te duci cu dorință de a schimba ceva și le spui, ajutați-mă că eu vreau să fac. Oamenii ăștia, eu presupun că pur și simplu n-au văzut din partea ta răspuns. Doamna, Arina, Arina, tu ești cheia rezolvării tuturor conflictelor. Presupun că este și o problemă de consum de alcool. Tu ai abia 29 de ani și sistemul tău nervos, luând în vedere modul în care tu comunici, poziția corpului și nu este necesară o mare analiză, să vedem că tu nu ești într-o stare de calm, de liniște, de control de sine și dorința de a-ți păstra copiii. Materialele acumulate le vom transmite Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și vom solicita să monitorizeze acest caz. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi reole. Experții emisiunii au fost sensibilizați de povestea Arinei Vuivan. După filmări, ei au discutat cu femeia și i-au oferit un ajutor financiar. Pe lângă bani, tânăra mamă a primit din partea lor produse alimentare și de igienă. Nu am cășuța să fac dimineața. Asta-i sare. Chiar am terminat-o, aproape sare. Cășuță-o pentru băiței, chiar mulțumesc. Copiii s-au bucurat foarte mult când au văzut dulciurile și tot ce ne-a adus, chiar vă mulțumesc frumos, frumos, frumos. Tânăra mamă promite că de acum înainte va avea mai multă grijă de copii și va face tot ce este în puteri ca micuții să rămână în grija ei. Dar m-am venit la timp potrivit că chiar terminam aproape mai tăt. Ce să facem așa? Ia să mă stăruie, să fac asam și de rezervă și să mă stăruie ca asam. Dar chiar vă mulțumesc frumos pentru toată ce ați făcut pentru mine, adică pentru pachet, pentru cadou. Mulțumesc foarte, foarte frumos din suflet, vă mulțumesc la toată echipa. Noi am solicitat șefei Direcției Asistență Socială din Isporeni ca familia Arinei să fie monitorizată în continuare mai atent. De atunci, ei sunt vizați mai des de către asistenta socială din Grozești.